Miercuri 3 mai 2017, Asociația de luptă împotriva bolii Parkinson, grupul de lucru Gorj, a organizat la Târgu Jiu, împreună cu compania de comunicare Houston, o dezbatere pe tema drepturilor persoanelor cu dizabilități. Evenimentul despre drepturi și dreptate a reunit specialiști din diverse domenii, prezenți la discuții fiind și șeful AJFM Gorj, reprezentanța ai autorităților locale, ai asociațiilor de pacienți și ai medicilor de familie. Ce ne dorim să facem astăzi și ce ne propunem să facem? Să avem o întâlnire extrem de utilă, axată pe soluții, fără atacuri la persoană. Suntem aici din foarte multe medii, sunt persoane care reprezintă asociații de pacienți, sunt reprezentanții autorităților, sunt medici de familie, sunt asistenți medicali, sunt farmaciști. Eu cred că avem un mediu extrem de propice ca să putem găsi împreună soluții. Ce mi-am dorit să fie un pic mai altfel a fost să pornim de la provocările pe care mi le-a comunicat Nicu Dobrotă împreună cu Daniel Andrei, căruia îi mulțumesc foarte tare de asemenea pentru sprijin, și să luăm pe rând fiecare aspect sesizat și cei care se află în sală și au răspunsurile, vă rog frumos să interveniți. Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități a fost una dintre temele supuse discuției. În cadrul acestei dezbateri, Romeo Chiriac, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, precizând că există soluții și pentru această categorie de persoane. Pentru încadrarea absolvenților care provin din rândul persoanelor cu dizabilități, pentru fiecare absolvent încadrat, angajatorul primește o sumă de 900 de lei pe o perioadă de 18 luni. Deci ceea ce vă spun eu aici, noi avem întâlniri și cu angajatorii, avem pliante, le informăm în permanență. De asemenea, timp de 18 luni. De asemenea, pentru cei care nu sunt absolvenți, dar sunt persoane cu dizabilități, da? Angajatorii care, în raport cu numărul de salariați, și-au îndeplinit obligația de încadrare, știți că este legea 448, prin care cei care au peste 50 de salariați trebuie să încadreze minim 4% din numărul de angajați. Eu am zis să fac atingere puțin la ea, fiecare acum... Deci, care încadrează persoane și și-a îndeplinit obligația asta să încadreze numărul ăla de persoane în 4%, sau care nu au această obligație, deci au mai puțin de 50 de salariați, beneficiază pe o perioadă de 12 luni de subvenție, la fel 900 de lei pentru fiecare persoană cu dizabilități încadrată. Cât privește accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile medicale, doctorul Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie din Gorj, a punctat mai multe aspecte. Despre ce este vorba? Știm cu toții că în lume există un curent la ora actuală pentru activitățile la domiciliu. Nu mi se pare mai interesant pentru un om care are o dizabilitate. Este adevărat că activitatea în grup, în colectiv, s-ar putea să fie benefică din punct de vedere al menținerii stării de sănătate, al, eu știu, relațiilor interumane. Dar din punct de vedere profesional, cred că ar trebui să se meargă mai mult pe ideea muncii la domiciliu. Pentru că sunt foarte multe dizabilități care nu permit deplasarea. Ce facem cu acești oameni? Ăsta e punctul întâi. Al doilea punct, la care vreau să mă refer tot ca omul de pe stradă, și legat de ceea ce am văzut la televizor acum vreo două seri, probabil că ați văzut și dumneavoastră, acel domn Petrică cu labradorul lui superb însoțitor, el fiind nevăzător, dat jos dintr-un autobuz, că n-are voie cu câinele. Printre temele de dezbatere s-au regăsit și acordarea certificatelor de handicap, alocarea indemnizației de handicap, situația accesibilizării instituțiilor publice, mijloacelor de transport în comun și a trotuarelor pentru persoanele cu dizabilități, precum și eficientizarea sistemului de verificare a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități printr-o monitorizare strictă făcută de către organele abilitate și aplicarea de sancțiuni conform legii celor care încalcă acest drept.